Dumnezeul nostru, totdeauna, cu și pururia și în vecii vecilor. Amin. Împărate cerești, mântuietorule, Duhul adevărului, care pretutindine ai ieșit toate le împlinești, vizierul bunătăților și dătătorile de viață, vino și te sărășluiește într noi, ne curățește până de toată întinăciunea, și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Gata este împărăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru,
Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată, și iubirea de oameni adânc neajunsă la ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur ca niște romi nevrednici, cu milință aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile ce au fost asupra poporului român, prin marea lui unire într-o singură țară românească și creștină. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul, te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu milință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi atunci rugăciunile robilor tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile. Așa și de acum înainte învrednicește-ne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine, cea către aproapele și întru toate faptele cele bune și a dobândii ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește-ne de toată reaua întâmplare, dăruindu-ne pace și liniște. Dăruiește, Doamne, dregătorilor noștri, bun înțelepciunii al iubirii de oameni care întărește popoarele și ne înalță. Înnoiește în inimile judecătorilor Duhul cel drept, care luminează și învață tot adevărul. Revarsă în păstorii sufletești ai poporului tău Duhul lepădării de sine pe care l-ai dat Sfinților tăi, ucenici și apostoli, când i-ai trimis în lume la propovăduire. Insuflă ostașilor noștri vitejia cea sfântă, izvorâtă din dragostea către Dumnezeu, către aproapele și către țară, iar pe noi, pe toți, îmbrănicește-ne să sporim în faptele cele bune care fac pe oameni după chipul și asemănarea ta. Pomenește, Doamne, pe făuritorii Marii Uniri, pe toți eroii, ostașii și luptătorii români, din toate timpurile și din toate locurile, care s-au jertfit pe câmpurile de luptă, în lagăre și în închisori, pentru apărarea patriei și a credinței strămoșești, pentru întregirea neamului, pentru libertatea și demnitatea poporului român. Auzi-ne, Doamne, precum ai auzit cu milă și rugăciunile părinților noștri, când chemau ei ajutorurile și îndurările tale asupra lor și asupra țării acesteia în care se preamărește numele Tău. Și ne învrednicește pe toți ca totdeauna mulțumire să-ți aducem, cele prea bune să grăim și să-ți cântăm ție și celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață Făcătorului Tău, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeul nostru, Dătătorul nostru de bine, în vecii vecilor. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Hristoase, Fiule Dumnezeu, miluiește-le și ne mântuiește pe noi. Amin. Bine este cuvântat Dumnezeul nostru, totdeauna acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și puruia și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, îndură-te spre noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi, Doamne, îndură-te spre noi. Mărire Tatălui și Fiului și Sfântului Spirit, și acum și puruia și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre,
precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește. Gata este împărăția și puterea și mărirea Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugăm-ne, Ție, auzi-ne și te îndură spre noi. Sufletelor adormiți, Dumnezeu, eroi ai neamului nostru românesc, pentru toți martirii bisericii și ai neamului nostru românesc, pentru unitatea și întregirea neamului și pentru ca să lisezi iertelor toată greșeala, cea de voie și cea fără de voie. Celor și iertarea păcatelor lor, de la Hristos Împăratul și Dumnezeul nostru să-i cerem Domnului să ne rugăm. Doamne, Doamne, îndură-te spre ei. Dumnezeul sufletelor și-a tot trupul care moartea ai călcat și pe diavolul ai surpat și viața lumii tale ai dăruit, Iisus, Doamne, odihnește și sufletele adormiților servilor Tăi, făuritori ai mari uniri și toți eroii neamului, în loc luminos, în locul verdeaț, în loc de odihnă, de unde au fugit toată durerea, întristarea și suspinarea și tot păcatul ce l-au făcut ei, cu cuvântul, cu fapta sau cu gândul, că un Dumnezeu bun și iubitor de oameni iartele lor. Dumnezeu să ierte. Nu este om care să fie viu să nu păcătuiască, numai Tu singur ești, fără de păcat, dreptatea Ta este dreptate în veci și cuvântul Tău este adevăr. Că Tu ești învierea și viața și odihna dormiților, servii lui Dumnezeu, eroi căzuți pe câmpurile de luptă pentru apărarea patriei și întregirea neamului românesc și Ție mărire înălțăm împreună și celui fără de început, Părintelui Tău și Preasfântului și Bunului și viață Făcătorului Tău Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, fie voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă păcatele noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Că Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Spirit, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. În veci să fie pomenirea lor. În veci pomenirea lor. În veci pomenirea lor.
și domnilor, îl invităm pe domnul Mihai Cristian Lazăr, primarul orașului Șimleu Silvaniei, să ia cuvântul. Domnule ministru, domnule prefect, domnule președinte, distinși invitați, dragi românce și români. Ziua de 1 decembrie e ziua în care s-a înfăptuit reîntregirea neamului românesc. Ne punem firesc întrebarea, oare ce alt moment ar putea avea mai multe valențe astrale decât acesta? Evident, de-a lungul timpului am avut o serie de momente unghiurare în brațele noastre ca popor, însă niciunul, absolut niciunul ca acesta. Pentru că, dincolo de orice, la 1 decembrie se împlinea un ideal. Un ideal pentru care s-a luptat de o viață. Însă, totodată, de 1 decembrie, nu cred că este o zi în care să ne raportăm doar la faptul că s-a înfăptuit reîntregirea neamului românesc. Eu cred că astăzi trebuie să ne aducem aminte de încă un lucru, de spiritul de nestăpânit al românilor de atunci, de spiritul de nestăpânit al ardelenilor, moldovenilor, muntenilor, dobrogenilor sau bănățenilor care au făcut posibil acea zi. Fără ei, ziua aceea nu era posibilă. Iar acel spirit de nestăpânit este poate ceea ce ne caracterizează pe noi ca români. Și este poate ceea ce ne-a dus peste veacuri, ceea ce ne-a împins acest popor înainte. Dar acel spirit ne trebuie să-l menținem viu. Noi nu putem să rămânem pasivi în fața acestuia. Din contră, în fiecare zi, prin tot ceea ce facem, trebuie să menținem acest spirit cât mai viu. Pentru că asta este moștenirea pe care am primit-o de la înaintașii noștri. Sigur că astăzi, cu toții, ne întoarcem cu fața către trecut. Cu fața către ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 104 ani. Însă astăzi, cred că înainte de orice, este vorba despre perspectivă și viitor. Pentru că idealurile, principiile fundamentale, proclamate la vremea aceea sunt cel puțin la fel de vii, răsunătoare sau călăuzitoare pentru noi și acum 104 ani distanță de la momentul în care le rostea Iuliu Fosu la Alba Iulia. Pentru asta trebuie să ne batem în fiecare zi, să le menținem vii în fiecare moment prin tot ceea ce facem. Și sigur, dragi compatrioți, vom rămâne uniți cât timp vom învăța să ne sprijinim unii pe alții aici, dar nu doar aici, ci și în afara țării. Unitatea noastră se realizează împreună, în fiecare zi, cu fiecare acțiune pe care o facem și cu fiecare obiectiv pe care îl atingem atunci când suntem chemați să facem acest lucru. Acest lucru trebuie să ne călăuzească în fiecare moment, pentru că unitatea pe care am dobândit-o atunci este un lucru de neprețuit și pe care nu avem voie să-l pierdem. Niciodată. Știți, lucrurile mărețe, lucrurile solide, nu se pot ridica decât cu o dragoste sinceră față de propriul neam, față de propriul popor. România se construiește în fiecare zi. Iar fiecare dintre noi putem fi parte a acestui proiect pe care ne-l dorim cu toții, și anume o Românie modernă și prosperă. Putem să ajungem aici, putem fi parte fiecare dacă înțelegem acest lucru și punem umărul cu toții. Cu siguranță vom reuși. Și nu va trebui să abdicăm de la acest lucru niciodată, pentru că de 104 ani clopotul reîntregirii bate la Alba Iulia, bate astăzi și va bate în continuare. Cât timp acel clopot bate, noi avem o datorie sacră aici. Și dacă ziua de 1 decembrie ne învață un lucru, înainte de orice, eu cred că este o temă de reținut. Și anume, nu suntem un popor care să ne temem de viitor.
Suntem un popor care a reușit și reușește să-și construiască propriul viitor. Iar pentru asta trebuie să ne batem în fiecare zi. Împreună, cu inima caldă și mintea rece, cu curajul și îndrăznirea românilor de la Alba, să ne construim în fiecare comunitate România pe care ne-o dorim cu toții. Asta vă doresc și asta îmi doresc. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Doamne ajută, la mulți ani România, la mulți ani Șimleoane. Mulțumim domnului primar. Adresăm rugămintea domnului Dinu Iancu Sălăjanu, președintele Consiliului Județean Sălaj, să ia cuvântul. Bună ziua, domnule ministru, bună ziua, domnule prefect, domnule secretar de stat, bună ziua, domnule primar, domnilor consilieri, bună ziua, stimate cadre ale Ministerului Apărării Naționale, al Ministerului de Interne, dragi șimleoani, dragi copii, ne aflăm astăzi la Șimleul Silvaniei, un loc încărcat de istorie. Un loc care a dat României oameni de seamă, oameni care au luptat pentru unitatea națională. De aceea permiteți-mi pentru început să spun la mulți ani România, la mulți ani români, la mulți ani legendară țară a Silvaniei. La 1 decembrie 1918 s-a pus sigiliul armoniei și conviețuirii tuturor românilor de o limbă, o lege și un neam, într-un singur și nedespărțit stat românesc. Atunci s-a înfăptuit acel ideal profetic de a se realiza întreaga rotunjime a pământului românesc și a se pune la oaltă provinciile țării într-un buchet de flori care să parfumeze inimile și sufletele și simțămintele românilor de pretutinde. Acum 104 ani s-a produs acel act istoric de îngemânare încătrat în curentul universal cu valențe de pionerat în realizarea României mari. Atunci a luat sfârșit climatul de furtună și zbaterile din înaintea unirii, realizându-se statul român cu porțile deschise în univers. Iată ce frumos și adevărat s-a exprimat conjudețeanul nostru, Gheorghe Pop de Băsești, președintele Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia. Citez. Unirea acestor provincii românești este pentru veacuri decisă. Am încheiat citat. Icoana de atunci, numită România Întregită, a luminat paradisiatic din iconostasul neamului românesc pentru o perioadă de aproximativ 2 decenii. Prea puțin față de cât au sperat cei care au împărtuit unirea. Iar astăzi, chiar dacă spațial nu suntem cu toții la oaltă, sufletește și suntem și vom rămâne toți cei care vorbim limba română și suntem cu toții neamul românesc. Onorat auditoriu, emoțiile și preneziile acelui eveniment au fost redate de către lumea rurală românească cu autonomia vieții culturale și spirituale, dublate de către intelectuali, politicieni, clerul și militarii momentului, care și-au asumat un misionarism civilizator, sensibilizator și uman. Aceștia, prin discursurile lor convingătoare și cu balsam divin, au ca logică argumentativă nu numai simțurile tuturor românilor, ci și atenția judecătorilor mai marilor zilelor de atunci, atât din Europa, cât și din întreaga lume. Românii au știut că România Întregită va deveni mai mult decât suma părților ei. Și nu poate exista ca provincii și insularități separate. Românii au știut dintotdeauna că schimbarea în general se produce cu sacrificii. De aceea au răspuns prezent atunci când clopotele și ștorcile bisericilor
i-au chemat la arme pentru realizarea noii arhitecturi a țării. Sufletul românului nu s-a lăsat biruit de către gardienii separării impuse, deoarece simbolismul și specificul acelui deziderat au venit pecetuite dinăuntru lor și din revelația divină. Dragi participanți, noi, sălăjenii, am fost dintotdeauna atașați crezului vremurilor și am reușit să vedem cu ochii proaspeți ai minții cele ce se cuveneau românilor și să acționăm pentru realizarea idealului național, zămislit nouă de către Dumnezeu și purtat pe umerii unor mari giganți ai locului. Am știut din tată în fiu că statul, proprietatea și familia ne sunt date de către divinitate, iar România trebuia să devină ceea ce putea fi. Merită așadar să folosim cu toții răgazul acestei zile pentru a evoca, plin de simțire și trăire emoțională, faptele sfinte ale împlinitorilor, merețelor și fireștilor fapte. Doamnelor și domnilor, țara noastră este și va rămâne în veci pe harta lumii, indiferent de greutățile vremurilor, deoarece unirea a fost zidită în interiorul lăuntric al românilor, pe piatra tare a credințelor și înscrisă în crisoul națiunilor lumii. Iată ce spunea Carol I. Dacă națiunea noastră va fi sortită vreodată să piară, va pieri din cauza politicianismului. Dragi contegeteni, ar trebui să ne interzicem acest fel de a face politică bazat pe interese de grup, de partid, pe interese personale, altfel cu toții vom fi vinovați. Unii pentru că am stat și nu am acționat, unii pentru că am răbdat și nu ne-am implicat, iar alții pentru că am știut și am permis să se întâmple ce nu trebuia. Deci se impune să nu lăsăm totul pe seama Domnului, ci să rezistăm prezentului, neîncetând a ne construi viitorul și nemai întrebându-ne mereu ce face România pentru noi, ci să ne întrebăm ce facem noi pentru România. Dumnezeu a rânduit ca 1 decembrie, ziua tuturor românilor, să fie precedată de ziua Sfântului Andrei, încreștinătorul României. Cu atât mai mult, astăzi trebuie să rezonăm și să reverberăm unii cu alții bucuria și fericirea acestor clipe considerate a doua renaștere a României. Doresc din suflet și din inima mea de român sălăjean României, an mulți, foarte mulți, dragi sălăjeni, să vibrăm, pentru că înaintașii noștri au scris o pagină de istorie de aur, aș spune eu, și nu pot decât să vă îndemn în final să fiți cu Dumnezeu, căci Dumnezeu este cu voi. La mulți ani România, la mulți ani țara Silvaniei. Mulțumim domnului președinte. Adresăm rugămintea domnului Dari Toma, prefectul județului Sălaj, să dea citire mesajul premierului României cu ocazia Zilei Naționale a României. Doamnelor și domnilor, permiteți-mi să vă transmit mesajul premierului Nicolae Ionel Ciucă cu ocazia Zilei Naționale a României. Este sărbătoarea unității poporului și a statului român, moștenire de preț a întregii națiuni române. Astăzi se împlinesc 104 ani de la cel mai important moment al istoriei noastre ca națiune, când la adunarea națională de la Alba Iulia, reprezentanții tuturor provinciilor istorice românești au decis în unanimitate marea unire necondiționată și pentru totdeauna cu regatul României.
acel moment memorabil, născut printr-o puternică mobilizare politică și socială a înaintașilor noștri, care au dus la împlinire visul de unitate națională, reprezintă și fundamentul României în care trăim generațiile de astăzi. Așa cum națiunea română este rezultatul evoluției istorice, statul român model este rezultatul națiunii ca produs istoric. Marea Unire, de la 1 decembrie 1918, a venit firesc, după multe alte evoluții esențiale pentru întregirea națiunii române. Opera mare a școlii artelene, mișcarea de eliberare de sub domniile fanariote, efervescența mișcărilor revoluționare din 1848, curajul celor două principate române de a se uni într-un singur stat la 24 ianuarie 1859, câștigarea independenței în 1877 și, cel mai important, jertfa de sânge a poporului român, care și-a câștigat dreptul de autodeterminare în primul război mondial. Odată cu Marea Unire, poporul român și-a câștigat dreptul la autodeterminare. Un act de dreptate binevenit al istoriei noastre. Tot ce a făurit bun România modernă a reușit prin unitatea de voință, când poporul și elitele sale au avut împreună un obiectiv național major. Poporul, teritoriul și suverenitatea au rămas de atunci pilonii de bază ai statului român. Oricât de grele au fost încercările istoriei, poporul român a rezistat și s-a dezvoltat prin unanitate. Împreună românii și-au apărat teritoriul și suverenitatea. Împreună au alungat regimurile totalitare care ne-au întunecat istoria timp de jumătate de secol. Ne bucurăm astăzi de statutul de membru al Uniunii Europene, aliat respectat și de încredere al NATO și de parteneriatele strategice cu alte state care împărtășesc valorile democrației și a statului de drept. Dragi români, este minunată emoția pe care o trezesc în noi reușitele oricărui român și îzbânzile noastre ca națiune. Cred cu tărie, cu mândria de a fi român, poate reprezenta un obiectiv de suflet al nostru, al tuturor. Putem contribui la consolidarea acelui nobil sentiment, susținând eficiența instituțională, dezvoltarea economiei și a nivelului de trai, pentru ca toți românii să se simtă bine acasă, într-o Românie ferm, ancorată pe axa de dezvoltare occidentală. Cu gândul la exemplul de unitate al înaintașilor noștri, pe care îi cinstim pentru grija pe care au avut-o pentru viitorul națiunii, am încredere că putem continua ceea ce ei au început și să facem față cu bine provocărilor actuale. La mulți ani, România! La mulți ani tuturor românilor din țară și din afara granițelor. Semnează Nicolae Ionel Ciucă, prim-ministru al României. Mulțumim domnului prefect. Adresăm politicoasa invitație domnului Ioan Marcel Boloș, ministru al investițiilor și proiectelor europene, să ia cuvântul. Dragi cei mici părinți, domnule secretar de stat, domnule prefect, domnule președinte al Consiliului Județean, domnule primar, dragi participanți, pentru fiecare dintre noi, ziua de 1 decembrie a fiecărui an este un prilej de bucurie și de mare sărbătoare. În sufletul și inima fiecărui român vibrează câte un licăr de bucurie, pentru că acum 104 ani, în sala mare a Unirii din cetatea Alba Iulia, cei 1228 de delegați oficiali ai națiunii române, care reprezentau întreaga Transilvanie, au votat în unanimitate Unirea Transilvaniei cu România.
aceștia sunt înaintașii noștri, brav, demn, iubitor de neam și țară și de sacrificiul suprem. Rezoluția unirii a fost citită în plenul adunării de către Vasile Goldiș, biroul avocatului Aurel Lazăr din Arad vorbește și acum despre primul mare pas spre realizarea unirii Transilvaniei cu România, redactarea declarației de autodeterminare a românilor din Transilvania la 12 octombrie 1918. Actul a fost citit câteva zile mai târziu în Parlamentul de la Budapesta și marca direcția pe care se angajau românii transilvăneni în perioada ce urma. Pregătirea demersurilor pentru realizarea unirii cu România. Documentul de căpătâi al unirii este gravat pe peretele interior al sălii mari ai unirii din eterna noastră cetate Alba Iulia. Nu există român adevărat care să intre în sala mare a unirii din Alba Iulia și să nu vibreze de emoție cu gândul la faptul că acolo, în ziua de 1 decembrie 1918, s-a realizat marele vis al românilor de pretutindeni, acela de a înfăptui România mare, România unită, România eternă. Chiar noi, ministerul pe care îl conduc, a lăsat acolo, la Muzeul Cetății din Alba Iulia, un document care să dăinuie peste timp, de importanță vitală pentru România modernă, respectiv acordul nostru de parteneriat pentru dezvoltarea României, încheiat cu Comisia Europeană, prin care ne-am angajat să dezvoltăm țara noastră cu bani europeni, pentru ca nouă românilor de aici și de pretutindeni, în orice colț al lumii s-ar afla, să ne fie mai bine, să conviețim frățește și de ce nu să ne mândrim cu tot ce am făcut și facem în plan european. Aceasta este o formă de respect față de înaintașii noștri, că și noi, urmașilor, suntem demni de lucruri mărețe. Suntem o Românie mare, facem lucruri mari, autostrăzi, spitale, școli, din bani europeni, dar a rămas în același timp uniți, la bine și la greu. Am trecut peste toate greutățile de-a lungul timpului, dar aproape din toate bătăliile am ieșit câștigători. Nu ne-am lăsat învinși de nimeni și de nimica. Chiar și în aceste vremuri grele, în care la graniță avem un război, chiar dacă traiul nostru zilnic este afectat de criza energetică, chiar dacă ar trebui să trecem peste o criză pandemică, noi toți românii am rămas uniți, am luptat și luptăm cu toată energia noastră până la ultima picătură de energie, pentru că știm că raza noastră de speranță este victoria. Știm că putem învinge orice greutate dacă suntem solidari. Suntem un popor creștin, cu valori morale și creștine sănătoase, suntem un popor ospitalier, suntem un popor european. Rar ieși din casa unui ardelean, fără ca să nu-ți fie pusă pe masă câte ceva din ceea ce se cheamă omenie, cum de asemenea respectul față de cei din jur și hărnicia sunt fundamente ale conviețuirii sociale. Toate aceste lucruri definesc cu adevărat poporul român și România unită. Tocmai de aceea, la această mare sărbătoare, ne aducem aminte de versurile lui Bogdan pentru cei cu HD-ul din poezia Sunt român, pe care vi le pun la suflet și care
sună așa. Eu din români îmi trag sorgintea, cu o sfântă dragoste iubesc și pentru tot ce-i românesc, oricând, și brațele, și mintea, și sufletul mi le jertfesc. La mulți ani, dragi români, la mulți ani, România! Mulțumim, domnului ministru! Urmează ceremonia de punerii coroanelor de flori.